Înotătorul David Popovici va primi o recompensă financiară de la Ministerul Tineretului și Sportului după succesele sale de la campionatul mondial de la Budapesta. Potrivit Eurosport este vorba despre suma de aproximativ 22.000 de euro. Din sursele ase.ro, Popovici va fi recompensat pe măsură după ce i s-a cântat de două ori imnul. Se întoarce în țară cu primele medalii de aur ale natației masculine din România. De la Ministerul Tineretului și Sportului, David Popovici va primi câte 56.000 de lei pentru fiecare clasare pe locul întâi. Astfel va încasa 112.000 de lei, deci peste 22.000 de euro. Există posibilitatea ca premiile primite de puștiul minune să fie dublate. Așa s-a întâmplat după jocurile olimpice de la Tokyo 2020, când de la inițiativa MTS, Guvernul României, a decis să le dea de două ori mai mulți bani sportivilor clasați pe primele șase locuri. Un medaliat cu aur a încasat atunci 140.000 de euro. Sunt șanse mari ca Popovici să fie premiat și de Dinamo. Clubul din Ștefan cel Mare îi poate oferi maximum 50% din premiile oferite de minister și Comitetul Olimpic și Sportiv Român poate interveni și să ofere o sumă de bani în conturile celui care a scris o pagină de istorie pentru sportul românesc. Din 1973 nu mai reușise să câștige cineva atât proba de 100 de metri, cât și cea de 200 de metri de la aceeași ediție. Singurul înotător care a izbutit dubla este americanul Jim Montgomery. A stabilit recordul la campionatul mondial de la Belgrad în urmă cu 49 de ani, primul din istorie, relatează site-ul ase.ro.